Salutare tuturor, eu sunt Cornel de la Hyundai Carbenta Oradea și în acest material facem o mică comparație între cele două modele, noul Hyundai Ioniq 5 și Hyundai Tucson. Și motivul pentru care fac această comparație este faptul că, cel puțin din punct de vedere al imaginilor prezentate despre Hyundai Ioniq 5, mașina părea a fi o mașină mică. Când ea, de fapt, este o mașină de dimensiunea Tucsonului. Și poate un pic chiar și mai mare. În unele dimensiuni, mașina este chiar un pic mai mare decât Tucsonul. Dar ca și idee, cele două mașini sunt absolut comparabile ca și dimensiuni. Evident, formele sunt diferite. Ioniq 5 are niște forme. Acel design parametric se regăsește în ambele modele, dar Ioniq 5 este, să zic așa, un pic mai simplu și totuși în același timp un pic mai sofisticat. Pe Ioniq 5 totuși se vede că este o mașină electrică. Dar dimensiunile sunt aproximativ identice. Lungimea și lățimea sunt aproape identice, înălțimea este foarte apropiată. Bările de pe Tucson poate o înălțează un pic. Oricum, ambele mașini arată fenomenal. Da, eu sunt plătit să-mi placă, dar și dacă n-aș fi plătit, cred că mi-ar place extrem de mult. Sper să fie de folos acest material. Eu sunt Cornel, vă salut cu prietenie.